bucurăm foarte mult că sunt alături de noi la acest eveniment invitații noștri. Ne onorează cu prezența doamna Anca Irina Ionescu, o prietenă dragă a editurii Herald. De fapt, împreună cu dânsa am deschis șirul evenimentelor de la Bookfest, cu primul eveniment despre autobiografii, miercuri, la orele 17:30, a fost primul eveniment al nostru la Bookfest. Așadar, continuăm azi cu Noaptea Întunecată, Sfântul Ioan al Crucii, în colecția Spiritualitate. Cum spuneam, doamna Anca Irina Ionescu, profesor universitar din 1968 până în 2011, cadru didactic la Facultatea din București, Facultatea de Limbi Slave, și actualmente profesor de limbă cehă, traducător, a tradus foarte multe cărți din colecția Autobiografia, cea despre care vă spuneam puțin mai devreme, cu stagii de pregătire, post universitare la mari universități europene, Praga, Milano, Roma, Viena și așa mai departe. Alături de noi este părintele Antonio Prestipino, reprezentantul în România al Ordinului Carmelitanilor de Sculți, și îi mulțumim foarte mult că este alături de noi și că ne-a onorat cu prezența domniei sale. Și nu în ultimul rând, colegul meu, Mihai Liță, fără de care, vă spun sincer, nu aș putea să fac evenimente atât de frumoase, cum au fost de altfel și precedentele, pentru că astăzi este ziua noastră. El este de la început până la final aproape alături de mine. Mihai Liță, la acest eveniment, în postura de coordonator al colecției Spiritualitate Creștină. Colecția Spiritualitate Creștină are o lungă tradiție la editura Herald și îmbracă o haină nouă, un format nou, unele teme noi. Aș vrea să îl întreb pe colegul meu, Mihai Liță, bineînțeles pe scurt, să ne prezinte colecția și să îl întreb care este noua paradigmă a colecției. Cum se încadrează această colecție de spiritualitate creștină în peisajul colecției legate de căi spirituale ale umanității? Bună ziua și mulțumesc că ne vedem cu toții la stagiul editurii Herald. Într-adevăr, colecția Spiritualitatea Creștină este probabil una dintre cele mai vechi colecții ale editurii Herald, în care s-au publicat mai multe lucrări importante, în special ale părinților primelor secole, ale părinților primari. Editura Herald se vede pe sine ca o mare agora, în sensul cum a părăsit. Un loc de dialog. Bună ziua! Asta chiar e un semn. Da. Deci, spuneam, editura Herald este un loc de dialog, mai multe idei, și ne-am gândit să deschidem și această colecție de spiritualitate creștină către toate orientările creștine autentice, fără a face neapărat deosebiri de natură doctrinară, orientându-ne foarte mult către aspectul practic, care în cazul creștinismului este legat de despătimire și de ceea ce în creștinismul oriental se numește trezvie, adică o atenție continuă asupra vieții interioare și a unei vieții creștine. Și în acest context ne-am gândit să publicăm mai mult și opere ale unor mari autori din spiritualitatea occidentală, din care am publicat înainte Meister Eckhart și acum recidivăm cu această lucrare excepțională și din punctul nostru de vedere, care este Noaptea Întunecată a Sfântului Ioan al Crucii, unul dintre cei mai mari mistici, nu doar ai creștinismului occidental, nu doar ai creștinismului, ci ai lumii. Întotdeauna am auzit-o vorbind cu admirație despre creștina Maria.
în ambianța spirituală a ordinului carmelitan și să le spuneți câteva cuvinte Sfântul Ion și lucrarea sa. Da. Mă bucur că sunt invitat de dumneavoastră aici să lansăm această carte. Când se vorbește despre Carmel în Biblia, Carmel înseamnă în ebraică grădina Domnului și este sinonim de frumusețea, de verdeață. Carmelul e locul în care Dumnezeu se manifestă și se arată și se face prezent prin frumusețea naturii. Bineînțeles, muntele Carmel este muntele în Țara Sfântă, bogat de apă și de vegetație, așa că reprezintă mai întâi acest paradigma al rigurozității și al frumuseții. Pe muntele Carmel, profetul Ilie s-a luptat împotriva zeiului Baal pentru a apăra adevăratul Dumnezeu, unicul Dumnezeu. Și în acest ambient, în acest mediu, se retrag niște crociati care s-au dus în secolul al XIII-lea pentru a elibera țara lui Iisus. Când au ajuns acolo, s-au dat seama că țara, pământul cel mai greu de eliberat, este inima omului. Și lupta cea mai grea este cu sine însuși. Atunci s-au retras pe muntele Carmel, pusnici. Împreună au cerut episcopul locului, Sfântul Albert de Ierusalim, o regulă și jumătate secolului XIII-lea s-a început această tradiție monastică și spirituală care este Carmel. Bineînțeles, au fost fiind aceea primis de acolo, au venit în Europa, s-au răspândit în toată Europa, mai ales în zona mediteraneană. Venim puțin la veacul XVI-lea în Spania, este veac foarte bogat, unde sunt multe lucrări, este vorba de reformă, contrareformă, bisericii, sunt lumea aceste sunt americii, este un veac al aurului, sigur de aur, și în acest mediu social, politic și sunt nasc niște mișcări spirituale, cum este și Sfântul Ignațiu de Loyola, că e o mișcare importantă, și în cadrul spiritualității carmelitane, Teresa de Avila și Ioan al Crucii, care reformulează și reîntemeiază ordinul carmelitan. Așa că într-o perioadă de tulburare socială, politică și spirituală, în ascuns, Dumnezeu lucrează prin oamenii pentru a reformula și pentru a da un mesaj nou omenirii. Acest mesaj este spiritualitatea prin care ne vine noua prin Teresa de Avila și prin mesajele lor, prin scrierile lor, prin toată doctrina. Mulțumim părintelui Antonio. No? Să ne spunem că această lucrare, Noaptea Sfântă, Sfântul Ioan al Crucii, apărut în colecția Spiritualitate Creștină, este un fel de proiect editorial cu editare cu Ordinul Carmelitanilor de Sculți și pe această cale le mulțumim foarte, foarte mult. Aș continua. Domnul părinte Antonio,
Antonio Prestipino, aș vrea să vă propun să continuăm cumva să introducem vizitatorii, cei care ne ascult în acest moment, în propriu-zisa lucrării Noaptea Întunecată. Ce reprezintă această carte pentru spiritualitatea creștină? Și Ordinul Carmelitan, suntem în România din anul 2000, avem o mănăstire la Snagov, care m-a invitat de vizitat. Datorită faptului că avem o literatură importantă în cadrul Ordinului, am înființat o editură, care este o editură mică, de nișă, confesională, dar suntem deschiși, suntem conștienți că mesajul ne depășește. Profund. Eu, recomandat, voi citesc
crește într-un spirit încărcându-l cu daruri, în felul în care o mamă iubitoare își crește copilul plăcând, mângâindu-l cu căldura pieptului său, hrănindu-l cu lapte dulce și cu mâncăruri delicate și gustoase, strângându-l în brațele sale și îndesculându-l. Apoi însă, pe măsură ce copilul va crește, mama își va îngăti darurile și, ascunzându-și dragostea și tândrețea, își va face sânul amar. Apoi, slobozindu-l din brațe, îl va învăța să meargă singur pe picioarele lui, pentru ca depășind astfel vârsta primei copilării, el să se îndrepte spre țeluri mai înalte și substanțiale. Tot astfel procedează și harul lui Dumnezeu. Această mamă iubitoare dă îndată ce sufletul urmește cu un zel nou în slujirea lui Dumnezeu, îi va oferi lapte dulce și plăcut spiritual. Fără ca el să muncească singur în cele dumnezeiești, făcându-l să găsească multă plăcere în strădanile spirituale, pentru că aici îi întinde Dumnezeu sânul dragostei sale tandre, întocmai ca unui copil gingaș. E o provocare, e un drum, e o cale pe care Ioan al Crucii ne arată, nu da soluții, dar repet, el deja ne deschide o lume care este lumea Dumnezeu, în care noi deja suntem și trebuie să ne eliberăm pentru a descoperi și a lua conștiința ceea ce suntem. Mulțumim, părinte Antonio Prestipino. După cum vedeți aici, avem un afiș cu Ioan al Crucii, Juan de la Cruz, 1542-1591. Sfântul Ioan al Crucii, așa cum spunea părintele Antonio Prestipino, mare mistic, carmelitan, ne descrie în lucrarea Noaptea Întunecată un text clasic al spiritualității creștine și universale, parcursul plin de încercări al sufletului însetat de iubire între imperfecțiunea celui încătușat de patimile lumii și starea glorioasă a uniunii cu Dumnezeu. Doamna Anca Irina Ionescu, traducătoare, așa cum am spus la începutul dezbaterii noastre. În prezent sunteți aproape de finalizarea unei noi traduceri pentru editura Herald, și anume lucrarea Muntele Tăcerii a lui Triacos Marchides, o lucrare minunată despre despătimire și practica isihiei destinată oricui. Isihia însemnând un fel de meșteșuguri liniștirii, vine din grecescul isihia, liniște, inclusiv laicului contemporan, o lucrare despre spiritualitatea Sfântului Munte Athos. Vă rugăm să ne destăinuiți pe scurt câteva detalii despre munca la un alt fel de text și despre modul în care ați receptat-o, ca o experiență personală, ca traducător și din genul acesta de text. Da, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, pentru că ați avut încredere în mine să îmi dați să traduc un asemenea text. Înainte de orice, aș dori să-l felicit pe părintele Prestipino pentru frumoasa limbă românească în care ne-a vorbit astăzi. Trebuie să subliniem în mod deosebit, și mie îmi face o deosebită plăcere întotdeauna, să subliniez efortul pe care îl fac unii străini atunci când vin în România și petrec mai multă vreme aici, să învețe limba poporului pentru a putea comunica direct. Sunt și unii care nu învață, spun, o să stau 2 ani, nu merită. Merită. Oricât ai sta, din moment ce Dumnezeu, să spunem, v-a trimis aici, este obligatoriu să comunicăm cu cei pentru care a fost trimis în limba lor. Așa au spus mari învățați ai bisericii, așa au spus mari învățați ai popoarelor, nu putem vorbi cu oamenii într-o limbă pe care aceștia nu o înțeleg. E drept că textul lui Marchides este oarecum primul de felul acesta pentru mine, dar am avut ocazia să mai traduc și alte texte oarecum religioase. Unul dintre cele mai interesante a fost acela al lui Ian Hus, să scrie despre credință. Ian Hus fiind un reformator cec, primul reformator al religiei
biserică, dar ulterior, prin 2000, Papa Paul Ioan al II-lea i-a cerut scuze pentru că l-a considerat eretic. Scrierile lui însă nu pot fi clasificate ca niște scrieri pentru mine, pentru laici, și asta este impactul pe care l-a avut asupra mea răspăirea, pentru că, așa cum ați spus, nu poți să citești această carte lăsând-o pe noptiere, citești azi două pagini, mâine două, dar acesta a fost imediat impactul pe care l-am avut, adică acest sfânt pe care, bine ați spus, nu este un ascet, mie mi-a plăcut acest portret al lui tocmai pentru că nu ne arată un sfânt chinuit de ascetism, tulburat interior, torturat de diverse gânduri. Dacă vă uitați la portret, veți vedea că este un om încrezător, o privire limpede, optimistă. Portretul redă imaginea așa cum o vedeau contemporanii, cum a rămas ea în amintirea urmașilor și așa cum am receptat-o și eu. Nu este un om care a fost chinuit, ci credința lui a izvorât dintr-o profundă cunoaștere. Vă rog să mă iertați, îmi cer de la început iertare, cum vorbeam cu colegele mele mai înainte, mă pregătesc să vorbesc despre ceva la care nu mă pricep. Dar pentru că nu mă pricep, voi vorbi absolut sincer din ceea ce simt ca nepriceput, ca neofit sau, dacă vreți, ca mirean. Apropo de impactul lucrării, este scrisă cu multă cunoaștere, dar și cu revelație. Nu? Marchides vorbește foarte mult în cartea pe care tocmai am terminat-o de tradus sau sunt pe cale să o termin, de calea întreită a cunoașterii și a apropierii de Dumnezeu prin rațiune, prin senzorial și prin revelație. Revelația mie mi se pare, vă spun iarăși ca nespecialist din afara religiei, absolut esențială. Dacă nu ai credință, degeaba recurgi la rațiune și la simțuri, trebuie să crezi. Iar am avut o prietenă care s-a vindecat de cancer pur și simplu crezând. A crezut și a reușit să se vindece. Bine, o să spuneți că poate că a luat și niște medicamente, degeaba le iei dacă nu crezi în ele. Așadar, pentru mine că această literatură deosebită are un efect aparte. Iar în ceea ce îl privește pe autor de față, m-a impresionat prin frumusețea versurilor. Aici s-a spus că este un mare mistic, un autor creștin și așa mai departe. El este considerat și unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii spaniole. Și iată ce imagini frumoase are. Poezie este, de fapt, o exprimare subțintă. În poezie trebuie să spui în câteva cuvinte, în câteva ambinări de cuvinte, ceea ce în proză ai putea spune în pagini întregi. Dar, pe de altă parte, poezia trebuie explicată. De ce? Pentru că, așa cum a spus părintele Prestipino, nu oricine poate înțelege poezia. Deci, acele imagini care sunt subținte, concentrate, pentru un om necunoscător trebuie explicate. Dumneavoastră nu să vi le explic, pentru că o să le înțelegeți frumos și o să vă mirați de frumusețea lor. În noaptea fericită, în taină, nu cumva să fiu văzută, nici eu nemai văzând, fără altă călăuză decât lumina care în inimă îmi ardea. Deci o noapte întunecată în care singura călăuză este credința din inima mea. Eu așa am înțeles. O noapte călăuză, o noapte mai plăcută decât zorii, o noapte ce unita-i iubitul cu iubita, iubita ce iubit cu preschimbată. Eu aici văd o fuziune totală între cele două, între cei doi, iubita și iubitul. Sufletul iubitei, credinciosul, se transformă, se unește cu Dumnezeu și sunt una. Așa am înțeles eu. Nu știu dacă asta este și explicația lui Ioan al Crucii, s-ar putea să fie undeva de aproape. Oricum, eu ca nespecialist așa am înțeles și cred că asta este foarte important. E important și cum înțeleg cei care nu sunt neapărat de meserie. Și merită să mai atrag atenția asupra unui element care este și semnalat aici, așa anume sufletul. Acest suflet care, din punct de vedere gramatical,
în mai toate limbile este feminin. Numai în românește ne face dificultăți și nu este feminin. Pentru că fiind feminin, este foarte ușor să-l numim mireasa Domnului. Și el în foarte multe scrieri este mireasa Domnului, pentru că într-adevăr este suflet și în toate limbile slave, inclusiv în acea scriere a lui Hus despre care vă vorbeam, are una dintre cele mai frumoase, este scrierea Fica, în care această fică este sufletul, dar este feminin. Și e o grupă să meargă pe calea aceasta către Dumnezeu. Din păcate, la noi nu se poate, trebuie o notă de subsol care să arate că sufletul este în alte limbi și în latină, bineînțeles, de gen feminin. Și în felul acesta, metafora este foarte frumoasă. Româna are astfel de capcane și dificultăți. Știți cu toții vestitul poem Luceafărul, nu? Luceafărul este masculin. Dar, din păcate, limbile celelalte nu au o stea masculină. Nu au un corespondent și trebuie să recurgă la alte artificii. Și e greu, dar nu imposibil. Multe limbi recurg la artificiul că numesc această stea, pe acest luceafăr, îl numesc Hiperion. Și numindu-l Hiperion, mă rog, metafora rămâne. Deci, acesta a fost impactul meu. Eu văd în primul rând mesajul lui Ioan al Crucii pentru mine este că Dumnezeu trebuie cunoscut prin iubire. Iubirea este și pentru mine, înainte să fi citit pe Ioan al Crucii, principala cale de cunoaștere și de înțelegere a oamenilor. Pe aproapele tău nu poți să-l cunoști dacă nu-l iubești. Deci nu te poți apropia de el decât prin iubire. Partea rațională și senzorială, cum vorbește, cum gândește, cum pronunță, dacă mai cu U, mai cu Ă, mai cu A, astea sunt secundare. Important este să ai afecțiune pentru el, să-l iubești și atunci îl vei înțelege și îl vei cunoaște. Astră savoarea acestei lucrări. Savoarea acestei lucrări a fost tocmai aceea că îi dă mireanului ce este al mireanului. Și anume că îi dă și neinițiatului posibilitatea să acceadă la sferele înalte ale gândirii abstracte teologice. Pentru că, așa cum spuneam, metaforele pe care le folosește uneori sunt greu de înțeles și ele, într-adevăr, trebuie explicate. Avem explicații amănunțite, poate că n-am înțelege corect. Nu oricine este, nu orice om simplu are imaginație. Eu mi-amintesc când eram copil și mă întreba la școală tovarășa învățătoare, dar ce am vrut să zică poetul cu asta? Îi spuneam, păi, da, vrut să zică exact ceea ce a zis. Întrebați poetul. Sau întrebați poetul, dar de ce? Nu, dar cu cuvintele lui. Cuvintele lui sunt astea. În sfârșit, era foarte greu pentru un copil, deci o minte încă crudă, care nu putea să gândească în noțiuni abstracte, să se detașeze de textul concret. Deci e noapte, e întuneric și ce înțeleg eu prin asta? Eu înțeleg două lucruri mi-a explicat. Noaptea este pe de-o parte că noaptea simțurilor, cele care te apasă, te ocupă cu iarne lor, te încătușează. Pe de altă parte este noaptea liniștei, când ai pauză, ai liniște, ai un răgaz în care ești descovărată de alte griji și poți să te preocupi de acest lucru. Și aș vrea să mai adaug ceva în legătură cu limbajul traducerii. Limba română are un mare avantaj față de alte limbi. Am citit Coranul în franceză și l-am citit și în română. Acum nu că știu mai bine română, sigur că da, dar e mult mai, sună mult mai bine românește. Și Biblia. Și Biblia sună, o folosesc de regulă în engleză și în română. Biblia, în varianta românească, sună mai religioasă decât în engleză. Engleza este aceeași, este Biblia lui King James, regelui James, aceeași de câteva sute de ani, limba este aceeași, găsim acolo cuvinte care acum pe noi ne supără, eu zic sponsorizare, sponsor și așa mai departe. Acestea sunt în Biblia.
înainte al regelui James, pentru că ele se foloseau în engleză. Engleza nu a avansat foarte mult în ceea ce privește vocabularul român. A suferit o revoluție și o primenire extraordinară în secolul al XIX-lea datorită influenței pașoptiștilor și, în general, influențelor occidentale. Româna și-a duplat aproape vocabularul cu o serie de cuvinte neolatine, neologistice, care au imprimat o rezonanță mult mai latină limbii române, dar în același timp au creat aceste două registre deosebite, care sunt extrem de prețioase exact pentru traducerile religioase. Pentru că o traducere religioasă, chiar dacă e scrisă în zilele noastre, nu poate folosi niște cuvinte neologistice foarte supărătoare. Deci, să zicem, avem victorie și izbândă. Sigur că izbândă sună mai bine, sau biruință, nu? Sau, un exemplu, aș spune, clasic, în toate limbile europene se spune secretul confesional, secretul confesiunii. Dar ce sens sună aceasta românește față de taina spovedaniei? Și cred că nu stăm nicio secundă la îndoială pe care dintre cele două expresii s-o folosim. Și altele, speranță și nădejde. Ori toată Biblia noastră este tradusă în acest registru mai vechi. Nu este un registru arcaic, dar este un registru cu o culoare specială de care alte limbi nu se spun. Și Coranul, la fel, în ultima sa versiune tradusă în română, este tot așa. Și chiar și arabii care știu română, arabiștii, au spus a voastră este oarecum mai ortodoxă decât cea franceză. Deci să fim fericiți că stăpânim, că avem această comoară deosebită care este limba română și care ne permite să jonglăm în aceste două registre cu totul deosebite. Oricum vă felicit pentru această alegere și pentru Chiriacos Marchides, care este iarăși o carte tulburătoare și foarte ușor de citit, veți vedea. Este un stil colochial, ușor, și își propune să explice occidentalilor ce înseamnă spiritualitatea răsăriteană, creștină răsăriteană, ortodoxă, prin ce se deosebește ea esențial de catolicism de partea occidentală a creștinismului. Mulțumim foarte mult, doamna Ianca Irina Ionescu. În încheierea acestui eveniment, aș vrea să-i adresez și colegului meu, Mihai Liță, aceeași întrebare. Cum a fost până la urmă redactarea acestui text și cum l-ai perceput tu personal? Hai să spunem din punct de vedere subiectiv. Redactarea a fost foarte plăcută pentru că am beneficiat de o traducere foarte bună și de sprijinul Ordinului Carmelitan, astfel încât eu practic n-a trebuit decât să pun virgulele, ceea ce nu e foarte dificil. Mai e ceva, făcând o astfel de redactare și nefiind nevoiți la niște munci de Hercule, așa cum sunt la alte texte, în care trebuie să intervii masiv în text și să-i dai o coerență, am avut privilegiul să pot citi lucrarea în timp ce o redactez. Adică eu eram la servici, dar mă bucuram de o carte extraordinară. Subiectiv, ca să trec într-o notă mai serioasă, a fost tulburător. Cunoșteam textul parțial, știam poemul de la început, îl mai auzisem, mă mișcase foarte mult și atunci. Eu sunt un mai vechi căutător și practicant și de aceea întregii căutări îi dau o notă oarecum practică. Și am încercat să-mi scalez realizările, cu ghilimelele de rigoare, pe scala Sfântului Ioan al Crucii și mi-am dat seama că mă încadrez în primele 16 pagini, așa? Pe acolo îmi găsesc răspunsurile, după care în zonele superioare, cel puțin în nopțile superioare, în a doua noapte, nu. N-am fost pe acolo decât poate așa în trecere și nici nu vreau să pomenesc despre asta. Așa că pentru mine evenimentele de azi au fost tot un fel de Carmel, pentru că dacă la evenimentul anterior am expandat așa, abundând de termeni și arătând cât de isteți sunt, aici trebuie să mă smeresc, să mă fac mic și să spun față de ce spune Sfântul Ioan al Crucii, eu personal sunt acolo, la începutul cărții. Și dacă cineva este mai avansat față de asta, îi
doresc foarte mult succes, pentru că e o carte care scalează practic tot drumul de la începutul, de la copilul mic, simbolic vorbind, până la realizarea ultimă la care eu personal cred că Ioan al Crucii a ajuns. Și de aceea aș numi-o așa transconfesional, o carte a isihiei. Nu am nicio îndoială să spun asta, pentru că este un manual perfect de această practică a liniștii. Mulțumim foarte mult, Mihai Liță. În momentul în care sufletul se știe Dumnezeu, noaptea în care se află este dată de răsăritul zorilor ce anunță ziua cea nouă a eternității. Cu acest mic citat de pe coperta 4 a cărții Noaptea Întunecată, de Sfântul Ioan al Crucii, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi, le mulțumim invitaților noștri în această după-amiază, doamna Anca Irina Ionescu, părintele Antonio Prestipino, Ordinul Carmelitanilor de Sculți, colegului meu Mihai Liță, coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină. Văd această carte și titlul este foarte sugestiv, vă invit să o achiziționați și să o citiți. O văd, cel puțin așa mi-a venit mie acum, o văd ca pe un soi de candelă luminoasă, inima spirituală, o candelă luminoasă care este o călăuză într-o noapte întunecată. Vă mulțumim foarte mult și vă invităm la următoarele evenimente aici la standul Editurii Herald.